găsit, doamnelor și domnilor, o atmosferă incredibilă în sala sporturilor din Mioveni la meciul de Champions League dintre Rapid și Esbjerg. Formația daneză, vicecampioana țării nordice, a participat la Final Four-ul de la Budapesta în sezonul trecut, a terminat pe locul al patrulea. Rapidul este o debutantă, reamintesc, în noua formulă, dar Rapid are deja două victorii și un rezultat de egalitate. Până acum în Liga Campionilor a câștigat în deplasare contra Locomotivei Zagreb și contra turcoaicelor de la Castamonu. În precedentul meci disputat pe teren propriu, dar în sala polivalentă din București, a remizat Rapidul cu MES, un rezultat formidabil pentru echipa antrenată de Carlos Viver, pe care îl aveți în imagine. Rapid cu Diana Ciucă, Denisa Șandru și Ivana Capitanović, cei trei portari, jucătoare de semicerc: Eliza Buceschi, Gabriela Perianu, Marta Lopez, Jennifer Gutierrez, Dorina Corșoș, Irene Spinola, Orlan Canor, Lorena Ostase, Alicia Fraga Fernandez, Ainhoa Hernandez și Alexandra Lacraper, Alexandra Badea și Sorina Grozav. Iată și vicecampioana Danemarcei, Esbjerg, cu doar 13 jucătoare înscrise pe foaia de joc și o mare absență, cea a Norei Mørk, Rikke Poulsen și Amalie Milling, cei doi portari, jucătoare de semicerc: Kaja Kamp, Mihala Møller, Katrine Heindal, Christine Breistøl, Beiza Turkoglu, Mette Tramborg, Marit Jakobsen, Annie Reistad, Ann Pedersen, Julie Jakobsen și Vilde Ingstad. Antrenorul celor de la Esbjerg este Jesper Jensen, totodată și selecționerul Danemarcei, care a terminat ultima ediția campionatului mondial pe locul al treilea cu medaliile de bronz. Aruncarea de începere va fi pentru Rapid, care încearcă, iată, să rămână neînvinsă în Liga Campionilor. În acest moment este pe locul al doilea în clasamentul grupei B, la două puncte de MES. Esbjerg are 4 puncte și este pe locul al patrulea. Esbjerg a început cu înfrângere, 29-31 cu Gheor, apoi a câștigat în deplasare la Podgorița cu Buducnost, 28-23, și a bătut în ultima etapă, înaintea întreruperii pentru echipele naționale, cu 35-25 pe Storhamar. Rapidul în atac cu Eliza Buceschi, conducător de joc, Orlan Canor și Alicia Fraga Fernandez, cei doi interi. Marta Lopez, extrema dreaptă, în stânga a început Dorina Corșoș, pivot Ainhoa Hernandez. Încearcă Orlan Canor să o angajeze pe Hernandez, aruncare de la 9 metri. Arbitrele sunt din Ucraina, Marina Dupli și Olena Pobedrina. Buceschi, Canor, Buceschi, Fraga Fernandez, Canor, Fraga, aproape să scape mingea, până la urmă reușește să o paseze Martei Lopez. Amenințare de joc pasiv, rapidistele mai au 4 pase, Fraga Fernandez încrucișează cu Orlan Canor, care aruncă, dar o primă paradă destul de simplă pentru portarul Rikke Poulsen, o jucătoare de 36 de ani, retrasă în 2016 din Naționala Danemarcei, medaliată cu bronz la Mondialul din 2013. Primul atac pentru Esbjerg cu Christine Breistøl în centru, Hani Reistad este inter stânga, cele două vor face schimb de locuri, Mette Tramborg, un inter dreapta foarte înalt, pivot Vilde Ingstad, iată-o pe Reistad, care o angajează pe Ingstad, aruncare de la 9 metri. Jocul este întrerupt și se va relua cu aruncare de la 9 metri pentru Rapid. Rapidistele sunt susținute și astăzi de o galerie impresionantă, care a făcut deplasarea de la București cu 5 autocare. Au avut danezele ceva probleme până să ajungă în România. A fost o problemă cu tranzitul lor în Polonia. Au stat foarte mult timp la controlul pașapoartelor. Eliza Buceschi nu poate învinge pe Poulsen, care începe bine meciul. Minutul 2 fără gol, 3 Rapid și Esbjerg aruncă pe lângă poartă. Breistøl,
Carlos Iver a început cu Ivana Capitanović în poartă, acum Fraga Fernandez, Canor! Apără din nou Poulsen, aruncare pe centrul porții, n-au contraatac danezele, ba da, până la urmă Marit Jakobsen reușește primul gol al meciului. Marit Jakobsen, o norvegiancă de 28 de ani și 1,65 m, campioană mondială în 2021, campioană europeană în 2020. Esbjerg conduce cu 1-0, spuneam, o echipă foarte solidă. Esbjerg, vicecampioana Danemarcei, a pierdut în meci decisiv titlul în Danemarca împotriva lui Odense, cu care va juca CSM-ul în direct pe Digisport 2 de la ora 17. După acest meci, o repriză de știri, va începe meciul CSM-ului. Fraga Fernandez, doi conducători de joc cu care a început Carlos Viver. A încercat să-l surprindă pe Jesper Jensen, să vedem cât de eficientă este tactica lui Carlos Viver. Gol! Marcat de unguroaica Dorina Corșoș. Spuneam, meciul se joacă în Mioveni, în sala sporturilor. Sala polivalentă era ocupată, dar sala din Mioveni este cu adevărat o bijuterie. 2500 de locuri. Investiții mari făcute în sport de Consiliul Local și primarul orașului Mioveni. Breistel îi pasează lui Tramborg. Recuperează rapidistele, Fraga Fernandez, Marta Lopez, Lopez, contraatac și Rapidul conduce cu 2-1. Foarte bine s-au apărat rapidistele și au reușit să le surprindă pe daneze pe contraatac. Acum Marit Jakobsen. Intră al doilea pivot, Raistad combină cu Breistel, Tramborg aluncă pe lângă poartă. Canor, Corșoș, are culor, Dorina Corșoș pe colțul scurt, reușește să marcheze. Rapidul joacă fenomenal, 3-1, început perfect al Rapidului. 2 minute fără gol, în următoarele 3 rapidistele au fructificat toate atacurile. 3 goluri în 3 minute, 3-1 pentru Rapid. Iată pe Dorina Corșoș, al doilea gol marcat de jucătoarea din Ungaria, venită de la Debrecen vara aceasta. Faultată Raistad, aruncare de la 9 metri. În lipsa Norei Mørk, Henny Raistad este vedeta lui Esbjerg. Are doar 23 de ani, a câștigat Liga Campionilor în 2021 cu Vipers, a dat 12 goluri în finala cu Brest, pe care Vipers a câștigat cu 34-28. MVP-ul Final Four-ului din 2021, cea mai bună tânără a Ligii Campionilor în 2021. Campioană mondială în Spania, a fost cel mai bun Inter stânga cu 38 de goluri. Campioană europeană în 2020, acum Tramborg se înalță și marchează al doilea gol al lui Esbjerg. Canor, Vujčeski pe lângă poartă, din păcate. Au încercat rapidistele să surprindă Esbjerg cu repunere rapidă. Două jucătoare s-au ciocnit acolo. Tramborg și Breistel, cele mai înalte jucătoare de la Esbjerg. Breistel, Tramborg, Breistel, Raistad. Se aude fluierul arbitrelor din Ucraina, faultat de pivotul Ingstad, Eliza Vujčeski. Atac pozițional pentru Rapid. Fraga Fernandez. N-a început, reamintesc, Carlos Viver cu un Inter dreapta de mână stângă. Vujčeski, Fraga, pleacă în circulație Corșoș. Vujčeski a încercat să lase pentru Hernandez. Cartonaș galben pe care îl primește Tramborg. Picior. Își dorea Hernandez o eliminare de 2 minute pentru picior intenționat. Acum Canor se înalță. Îi pasează Fragăi Fernandez. Marta Lopez, Canor, Fraga. Fraga, o jucătoare foarte tehnică. Canor nu reușește să deschidă pentru extrema dreaptă. Acum Fraga pătrunde, dar apără din nou Poulsen. Foul!
fault în atac pe care îl comite Raistad, contraatac, Corșoș blocată de două jucătoare, 9 metri. Repunere rapidă, dar cele două arbitre sesizează faptul că Jacobsen nu se ridicase de jos și au întrerupt jocul. Aruncare de la 9 metri pentru Rapid. Iată-l pe Carlos Viver. 49 de ani are spaniolul. Antrenează Rapidul din 2020 și a luat titlul în sezonul recent încheiat. Cu naționala Spaniei, pe care a antrenat-o, a devenit vicecampion mondial la Kumamoto în 2019. A câștigat jocurile mediteraneene din 2018. Buceschi, Canor! Aruncă în bară, din păcate. Rămâne 3-2, minutul 8. Rapidul a început foarte bun. Reamintesc, Esbjerg e una din forțele handbalului european, o candidată la calificarea în Final Four-ul Ligii Campionilor de la Budapesta. Raistad, Breistel, Turkoglu pleacă în circulație, intră al doilea pivot. Faultată Tramborg, aruncare de la 9 metri. Reamintesc, de la ora 17, al doilea episod al duelului pe semicercă româno-danez, Odense CSM București. Se schimbă rolurile acolo, în sensul că Odense este campioana Danemarcei, iar CSM București vicecampioana României. Rapidul, campioana României, joacă bine împotriva vicecampioanei Danemarcei. Acum atenție la Breistel, care aruncă foarte bine și o învinge pe Capitanović. 3-3, minutul 8. Fraga. Buceschi se întoarce, încrucișează cu Fraga. Canor e liber, îi pasează Dorinei Corșoș, care marchează al treilea gol pentru Dorina Corșoș. Putea Canor să pătrundă fără probleme acolo, să aibă un unghi mai bun, dar Corșoș e într-o formă formidabilă. Breistel din nou a făcut schimb de locuri cu Raistad. Nici o noutate nu vine de pe banca danezilor. Pleacă din nou turcoaica Turkoglu în circulație. Angajată Ingsa, dar formidabil s-a apărat Marta Lopez. Aruncare de la 9 metri. Raistad. Breistel apără Capitanović. Să se o minge deviată. Fraga. Buceschi pătrunde pași. Se grăbesc danezele. Tramborg, interul dreapta, pasă la intercepție. Fraga declanșează contraatacul. Tot Fraga primește. Buceschi singură cu Raistad. Faultată de Raistad. Va fi o nouă aruncare pentru Rapid. N-a mers contraatacul. Rapidul conduce cu 4-3. Îl vedem și pe Carlos Viver, omul care a făcut minuni atât cu naționala Spaniei, cât și cu Rapidul, reușind să câștige titlul într-o luptă formidabilă cu CSM București. Rapidul a terminat cu un punct peste CSM sezonul trecut. Sorina Târcă grozavă a intrat în Inter stânga. Hernandez, Fraga, grozav, Buceschi, grozav, Buceschi are culoar, pătrunde și marchează Eliza Buceschi. Minutul 10, Rapidul are două goluri în fața lui Esbjerg. Breistel, foarte bine se apără Canor, agresivă, 9 metri pentru daneze. Raistad, Breistel, Tramborg. Ce diferență între... iat-o pe Raistad într-o acțiune personală, obține aruncare de la 7 metri. Ce diferență între Mete Tramborg, interul dreapta, și Nora Merck, jucătoarea care lipsește. Înaltă, lentă, Tramborg. Total opusă ca și caracteristici Nora Merck. Mare absență pentru Esbjerg în meciul de la Mioveni. Gol marcat de Marit Jacobsen. De la 7 metri. 5-4, minutul 11.
Franceschi, grozav Corșoș, cea mai bună jucătoare de atac a Rapidului. Buceschi, grozav, Buceschi, Fraga, Lopez, Fraga, grozav, se înalță, aruncă în blocaj, recuperează Fraga, e liberă, Corșoș are culoar, Corșoș poltă, gol! Dorina Corșoș marchează al patrulea gol al său în această partidă, din 6 ale Rapidului. Iată-o în imagine. Are 27 de ani, a venit de la Debrecen în 2022, a mai jucat la Kecskemét și Gyor, are 3 ligi ale campionilor câștigate cu Gyor. N-a fost însă prima opțiune pentru postul de extremă stângă. A mai jucat în Germania la Metzingen, are câteva selecții naționale a Ungariei, cea mai bună apărătoare a Ligii Campionilor în 2015. Dar acum e cea mai bună jucătoare de atac a Rapidului în debutul meciului cu Esbjerg, minutul 13. Rapidul conduce cu 6-4 și are atacul, reamintesc, de la 17. Odense, CSM București, grozav, Buceschi, Lopez, grozav, Buceschi, Fraga, grozav, aruncă și marchează! Cel mai frumos gol al meciului de până acum! Superbă aruncarea Sorinei Grozav, dezechilibrată, o învinge pe Poulsen, care n-a mai scos mare lucru după începutul foarte bun pe care l-a avut. Au reușit danezele să marcheze repede. Iată golul extraordinar marcat de Sorina Grozav. Buceschi, Fraga, grozav, Buceschi, Fraga, Buceschi, Hernandez, Lopez, grozav, grozav, aruncă și marchează! Două goluri consecutive pentru tânăra Sorina Grozav. 23 de ani are, născută la Râmnicu Vâlcea, fiica Marianei și a lui Sorin Târcă. Reușește Rapidul să se apere foarte bine. În continuare, doar 5 goluri marcate de Esbjerg în primele 14 minute. Grozav, Fraga, grozav, Buceschi, grozav, Buceschi, Corșoș, grozav, Buceschi, Fraga, scapă mingea Buceschi, contraatac al danezelor, Turkoglu, dar foarte bine face replierea Marta Lopez, o încurcă pe Turkoglu, minge câștigată de rapidiste, grozav, Buceschi în centru, grozav, faultată Buceschi, 9 metri, călcase semicercul Sorina Grozav, iată-o în imagine. Venită de la Corona Brașov, joacă la Rapid din 2021, golghetera europeanului sub 17 ani din Macedonia de Nord și a europeanului sub 19 din Slovenia. Grozav, Buceschi, grozav, bară, Corșoș recuperează, gol, marcat de Dorina Corșoș. 9-5 pentru Rapid, al 5-lea gol pe care îl reușește Corșoș. Time-out pe care îl cere antrenorul danez Jesper Jensen, fost conducător de joc la Skjern. A mai jucat în România la Constanța cu Skjern împotriva lui HCM acum multă vreme. Come on!
Fotbal la cote maxime. Satisfacție din prima. Fortuna. Forțat Jesper Jensen să ceară time-out la jumătatea primei reprize de jocul formidabil al Rapidului, în special în apărare. Rapidul joacă formidabil, au mari probleme danezele cu atacul pozițional. Acum intervenția Ivanei Capitanovici la aruncarea Cristinei Breistel. A intrat Mihala Möller în Inter dreapta. Möller, o jucătoare de 22 de ani, talentată, scapă mingea acum Ingstad. Grozav, Fraga, Lopez, Canor. Grozav, Canor, iese la schimbare. Face doar apărarea în această perioadă a jocului. A intrat pivot Lorena Ostase. Grozav în centru, Bugeschi stânga, Fraga dreapta. Vine Sorina Grozav pe postul său, cel de interstânga. Se înalță, aruncă în blocajul danezelor, contraatac. Mingea este prea lungă, dar reușește să marcheze Anne Petersen, o jucătoare de 27 de ani. N-a fost cea mai bună lansare de contraatac, dar Petersen, atentă, a reușit să recupereze în ultimul moment și să marcheze, să o învingă pe Ivana Capitanovici. Bucheschi, pardon, Grozav în centru, Corșoș, acum Eliza Bucheschi. Grozav, Fraga, Lopez, nici o minge pentru extrema dreaptă. Grozav apără, din păcate, Paulsen. Frumos reflexul portarului de 36 de ani la aruncarea Sorinei Grozav. 9-6, pare o perioadă mai bună a lui Esbjerg după timeout-ul cerut de Jensen. Spuneam, Jesper Jensen are 44 de ani, antrenează pe Esbjerg din 2017, a luat titlul în 2019. I-a antrenat pe cei de la Aalborg la băieți, a evoluat inclusiv în Liga Campionilor. 14 ani a jucat la Skjern, conducător de joc, 120 de selecții naționale a Danemarcei, 238 de goluri, campion european în 2008, bronz la europeanul din 2006 și mondialul din 2007. Ataca lui Esbjerg, încă 12 minute din prima repriză, Rajstad foarte bine o angajează pe Insa, dar apără Capitanovic, formidabil! Excelent reflexul Ivanei Capitanovici, portar croat de 27 de ani. A venit din Franța la Rapid, la Metz. Rajstad, Möller, Rajstad, Breistel, se eliberează foarte ușor de Ostase și marchează. Grozav, Fraga, Bucheschi. Grozav a ajuns în Inter dreapta. Se recrubează rapidistele pentru atacul pozițional. Schimbări, iese Fraga. Intră Spinola în Inter dreapta. În sfârșit avem un Inter dreapta de mână stângă. Nu că n-ar fi jucat bine Fraga până acum. Grozav, a căzut Lopez, Grozav aruncă peste poartă, a fost însă împinsă, 9 metri și time-out pe care îl cere Carlos Viver. Solina, en el segundo de la izquierda, vamos con Irene en un tercero, sí, y con el Tigo en el otro tercero. Jenny, cambiamos, vamos contigo aquí ya en el exterior, mantenemos a Marta, bien, vale. A partir de ahora, tías, la siguiente situación, circulación simple por la derecha, ¿sí? Circulación simple por la derecha, partes entre unidos y te colocas por delante de la segunda. Pero en el último momento, no vayas antes de tiempo no, ¿vale? Espera un poquito y por sorpresa, ¡pac! ¿Vale? Por delante, ¿vale? Separa un poquito y este pase es fácil, ¿de acuerdo? Si no lo vemos, continuamos, no pasa nada y la sacamos con cuatro. ¡Venga, vamos! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Sala sporturilor din Mioveni, inaugurată în 2021,
Până acum a găzduit cantonamentul echipei naționale de handbal. Meciuri oficiale cu Insule Feroe și Danemarca. Competiții de box, MMA, volei, darts, concerte. O sală care arată cu adevărat foarte bine. Este într-un complex care mai cuprinde și un bazin olimpic. Mioveni, un oraș situat lângă Pitești, 35.000 de locuitori. Are echipă în Liga Națională de Handbal Fete, bineînțeles, și echipă în Liga 1 la fotbal. Iată pe Grozav, Espinola ajuns în interstânga, Grozav continuă cu Buceschi, pătrunde Buceschi, nu se fluieră aruncare de la 7 metri, a ratat Buceschi, aruncare dificilă din unghi. 9-7, minutul 20. Rapidul a jucat foarte bine până acum, a condus cu 4 goluri, diferență maximă. Acum Esbjerg este pe revenire, reamintesc, Esbjerg locul al 4-lea în Liga Campionilor în sezonul trecut, a pierdut semifinala cu Gheorghe și finala mică cu Metz. Gol marcat de Ingstad. Wilde Ingstad, 27 de ani. Din 2016 joacă la Esbjerg. Espinola, Buceschi, trebuie să marcheze rapidul. Grozav, Buceschi, Espinola. Caută pivotul, Ostase, marchează fantastic. Și a mutat mingea dintr-o mână într-alta, obține și eliminare de 2 minute. Foarte bună colaborarea dintre Espinola și Lorena Ostase. Iată cât de bine a reușit să se echilibreze și să arunce la poartă Ostase. Jucătoare impecabilă. Transferată în 2022 de Rapid. De la Slatina, mai jucat la Slobozia. Campioană mondială de junioare în 2014 la Ohrid, cel mai bun pivot al turneului final, bronz la mondialul de tineret din Rusia în 2016, născută la Vaslui, Vaslui a fost junior la LPS Vaslui și Centrul Național de Excelență de la Vâlcea. Două goluri pentru Rapid. Breistel, Reistad, Breistel, Möller, Breistel, Reistad, reușește să marcheze Reistad, deși era faultată în momentul aruncării. Este o jucătoare genială, fără doar și poate. Dar avem și noi armele noastre. Buceschi, Grozav, Espinola, Buceschi, calmează, Grozav, Buceschi, Grozav, Espinola, se oprește, se înalță și marchează. Superb golul reușit de Irene Espinola. De ani are. A venit din Germania de la Neckar Zulma. A mai jucat în Spania la Elda Prestigio Oviedo, Suaso. A mai jucat în Germania la Borussia Dortmund. Reistad pătrunde și marchează din nou. Ia jocul pe cont propriu Henny Reistad. Jucătoare foarte eficientă. O jucătoare care se și apără bine. Buceschi, Grozav, Buceschi, Espinola, Buceschi, Grozav, din nou Espinola, Lopez, atenție, aproape să scape mingea în afara terenului. Buceschi, Lopez, Buceschi, pentru pivot, Ostase, gol, reușit de Lorena Ostase din nou. Două goluri consecutive reușite de pivotul Rapidului. Cea mai bună marcatoare a meciului până în acest moment, Dorina Corșoș, 5 goluri. Breistel are 3 goluri, cea mai bună marcatoare de la Esbjerg. Pleacă în circulație Turkoglu. Ingstad reușește să marcheze. Frumoasă aruncarea pivotului norvegian. Grozav,
Jennifer Gutierrez a intrat în extrema stângă, în locul Dorinei Corșoș. Fraga din nou, de această dată în centru. Grozav primește de la Espinola. Grozav, Espinola aruncă și marchează frumos. Ce bine a găsit colțul lung al porții apărate de Paulsen. 13-11. Reușește Rapidul să stea în față. A intrat Kaia Cam Nielsen. Doi pivoți pentru Esbjerg. Să vedem cum ne apărăm la această fază. Möller pătrunde și marchează. Stat rău în apărare. Cumva dezechilibrată apărarea Rapidului de cei doi pivoți trimiși pe teren de Jesper Jensen. Alexandra Badea a intrat în extrema dreaptă. Alexandra Badea împreună cu Eliza Puceschi, cele mai bune marcatoare ale Rapidului în primul meci din Champions League de la Zagreb cu Locomotiva. 31-27 pentru Rapid. Postase, Canor, Fraga, Canor, Fraga, pătrunde! Oh, 7 metri. Din punctul meu de vedere a fost faultată Fraga Fernandez. Gol marcat pe contraatac de Katrine Heindal, fosta jucătoare de la CSKA Moscova. Și în minutul 24 Esbjerg reușește să egaleze. Părerea mea că Fraga fusese faultată în momentul aruncării. S-ar fi cuvenit o aruncare de la 7 metri. O părere personală. Pleacă în circulație Alexandra Badea. Culoar liber, Espinola. Apără Paulsen. Mingea se duce în aul lateral. Bine că n-a lovit-o mingea în față pe Paulsen. Ar fi primit eliminare de 2 minute Espinola. Espinola, Canor, se înalță pe lângă poartă. A fost lovită Canor și va fi, să vedem, 2 minute sau roșu. Poate fi și cartonaș roșu. Lovită în burtă Orlan Canor. Minutul 25. Sfatul celor două arbitre din Ucraina, Dupli și Pobedrina. Probabil că va fi roșu. Nu, 2 minute eliminare pentru Katrine Heindal, marcatoarea ultimului gol pentru Esbjerg. E de roșu. O decizie cu jumătate de măsură, aș spune. În fine, aruncare de la 9 metri pentru Rapid. Ultimele 5 minute din prima repriză. Egalitate între Rapid și Esbjerg. Formidabilă prima repriză. Esbjerg a reușit să revină după ce Rapidul a condus cu 4 goluri. Espinola, Grozav, Ostase. Espinola, Fraga. Espinola, gol! Irene Espinola din nou. A intrat foarte bine în joc Irene Espinola. Are 2 goluri plus acea pasă genială către Ostase. Breistel, Raistad, atenție la Raistad, poate face orice atunci când are mingea în mână. Are o calitate excepțională, are și talie. 9 metri. A cerut 2 minute, este pus la punct de cele două, de una din cele două arbitre. Raistad, jucătoarea anului și MVP Norvegia în 2019 și 2021. Prietenul său este Axel Morgan, extremă dreaptă la Bjerringbro și naționala Norvegiei. Raistad apără Kapitanović. Contraatac al Rapidului, Grozav și gol marcat de Gutierrez. Foarte bun contraatacul. Sorina Grozav a văzut-o pe Gutierrez demarcată. Era liberă pe semicerc și a reușit să
o învingă pe Poulsen, care abia ce intrase în poartă. 15 la 13, 4 minute din prima repriză. Breistel, încă jumătate de minut de superioritate pentru Rapid. Poarta lui Esbjerg este goală. Trambor nu știe ce să facă cu mingea. Breistel a fost faultată, 9 metri. Ingstad. Breistel pentru pivot. Extraordinar, Capitanovic se întorsese bine acolo. Ingstad obținuse prin planul, dar n-a reușit să o învingă pe Capitanovic. E adevărat, Ingstad obligată să arunce din unghi. A intrat portarul la Esbjerg, a expirat eliminarea. Rajstad în centru, Breistel, Nielsen, intră al doilea pivot. Acțiune personală, dar din nou Capitanovic cu a treia intervenție consecutivă, formidabilă. Grozav se grăbește, Fraga, Grozav are culoare, aruncă și marchează! Al treilea gol al Sorinei Grozav. Soțul său, Gicu Grozav, meci important în această seară. De la 21:30, Petrolul joacă pe teren propriu cu FCSB în direct pe Digi Sport 1. Încă 2 minute și jumătate. Rajstad aruncă, Breistel, apără din nou Capitanovic, a patra intervenție consecutivă a Ivanei Capitanovic. Două dintre ele la Rajstad. A revenit pe teren Mihala Möller. Breistel, pasă riscantă, Möller se apără formidabil, Gutierrez, și Rapidul câștigă mingea. Fraga nu se grăbește. Momentul în care experiența poate face diferența. Rapidul are nevoie de atacuri lungi acum. Conduce cu 3 goluri, se apropie pauza, încă 2 minute. Gutierrez, Fernandez, din nou Fraga, Sorina Grozav, gol! Și se reface diferența maximă în favoarea Rapidului. 17 la 13, 1 minut și jumătate. Breistel se grăbește și o învinge pe Capitanovic. Târziu a ieșit Ostase și a pus în valoare talia Cristine Breistel. 1,93 m are. Fraga, Espinola, Badea, Espinola, Fernandez. Își face loc Ostase pe semicercul danezelor. Badea, Grozav, nu iese nimeni să o întâmpine. Espinola pentru Ostase, gol! Excelentă combinația Rapidului. În poarta lui Esbjerg a intrat tânăra Amalie Milling, 22 de ani. Joacă din această vară la Esbjerg, a venit de la Copenhaga. Campioană europeană de junioare în 2015 și cel mai bun portar al europeanului de tineret din 2017. N-a putut să facă nimic la combinația fantastică a Rapidului. Acum Capitanovic o blochează pe Breistel. Formidabil a jucat Ivana Capitanovic. 27 de ani, mai juca la Podravka și la Mes. Accidentată grav în Supercupa României la începutul sezonului, la debutul oficial pentru Rapid. O accidentare care a dat fior, dar care până la urmă n-a fost cu consecințe grave. Gol! Marcat de Sorina Grozav în ultima secundă a primei reprize. Rapidul conduce cu 19 la 14 pentru pe Esbjerg. O primă repriză fantastică, un final entuziasmant pentru campioana României, care are 5 goluri. Practic e diferența maximă consemnată la finalul primei reprize. Pauză și revenim la Mioveni. Sperăm că Rapidul să fie la fel de inspirată și în repriza a doua. Oricum o primă repriză de vis făcută de campioana României. Rapid, pauză și revenim.